Tem grande junto? Você tem um... É só um pirinho? Não só um pirinho. Dê exemplo. É semelhante. Vocês não têm sabedores. Da gai com mal premonite e salmão. Care va fi elementul major al acestui an pentru tine. De exemplu, că vei fi prima dată în viață integralist. Ar fi, într-adevăr, o realizare, nu? Nu crezi? Dacă însă a fi integralist este ceva depășit deja, adică ești obișnuit cu această chestie, poți să spui pe următor. Să am media generală peste 8,50. Sau, de exemplu, să întâlnesc perechi. E bine să nu vă puneți la ghetuța asta să devii tată sau nu știu ce. Încă nu cred că este cazul. Fiind un gând bun, e posibil să se împlinească. Bun, acestea fiind spuse, vreau doar să vă mai anunț că exact peste o săptămână este, cum bine știți, ultima zi The Very Last Day și cursul meu este The Very, Very Last Întâlnire. Eu, de regulă, în ultimul curs, discut problemele de examen. Cu alte cuvinte, peste o săptămână, dumneavoastră veniți cu temele respective, deci aceste două foi, cu toate cursurile sau ce materiale doriți, dar în principiu toate cursurile la dumneavoastră și vom avea o discuție asupra problemelor. Evident, dacă aveți întrebări, cu atât mai bine, dacă nu aveți întrebări, vă pun eu întrebări. Astfel încât să creăm un dialog care, sper eu, vă va fi de folos în pregătirea examenului și în modul în care vă veți prezenta la examen. Pentru astăzi o să vă dau niște foi, nu de alta, dar ca să aveți două relații pe care le vom discuta și vorbă mai vedem noi cum se va face, deci rugămintea mea este relații întâi din spate, de la baza mare a triunghiului. Am 20 de foi, deci o să stea cam la două persoane. Câte o foaie. Dați-le așa. O va ajunge un de vedere la toți. Ție... Păi nu, la câte doi... Una. Mai așa. Silvei, poate așa. Până când dumneavoastră reveți repartiza, vă scriu două ecuații pe care, bineînțeles, ar trebui să le știți. Este vorba de ecuația Navier-Stokes. De continuitate pentru un fluid incompresibil, deci este ecuația pe care o tot discutăm de cursul bune, și este ecuația lui Reynolds pentru lubrificație, respectiv pentru filme subțiri, cea pe care am demonstrat-o în ultimul curs din anul trecut, deci la ultima noastră întâlnire, și are expresia pe care o veți citi și pe foile date. Deci, de la DX1 din H la 3, de pe la DX1, de la DX2 din H la 3, de pe la DX2, este egal cu 12 eta 0 de H la DT plus 6 eta 0 pe lângă DH B1 stelat la DX1 DH B2 stelat la DX2. Cred că am reușit să o țin.
prima ecuație este ecuația Navier-Stokes, a doua ecuație este ecuația lui Reynolds pentru lubrificație. Scopul cursului de astăzi este de a obține câteva soluții ale ecuației lui Reynolds, de a le discuta pentru cazuri cu aplicații tehnice clare, dar nu înainte de a încerca să ne explicăm și să discutăm cum se ajunge de la prima relație de pe tablă la ecuația lui Reynolds pentru lubrificație. Pentru că așa cum le priviți, sunt diferențe majore. Începând de la notații până, sigur, la forma efectivă. În primul rând, vă reamintesc că ecuația Navier-Stokes este o ecuație vectorială. Prin urmare, am trei ecuații pe fiecare axă de coordonate, la care se mai adaugă și ecuația de continuitate. Deci, practic, acolo sunt patru ecuații. Ce ecuații sunt? Ecuații cu derivate parțiale. Iar ecuația lui Reynolds este o singură ecuație cu derivate parțiale. Numai că ceea ce observați este că dacă în ecuația lui Reynolds necunoscutele sunt câmpul de viteze, cele trei componente, plus câmpul de presiune, în ecuația lui Reynolds, cine este necunoscuta? Numai câmpul de presiune. Deci observați cumva viteza, câmpul de viteze, a dispărut din această ecuație. Haideți în prima parte a cursului să investigăm acest lucru. Să vedem cum este posibil de la prima formă să se ajungă la o formă care pare cel puțin diferită, să înțelegem semnificația termenilor și ipotezele în care ecuația lui Reynolds a fost obținută. Până când dumneavoastră procesați ceea ce vreau de la voi, haideți să vă pun o întrebare. Deci, din cursul trecut, dumneavoastră aveți pe tablă aceste două relații. Ce reprezintă ele? Coeficienții din dezvoltarea serii Fourier, în care AN este pentru cine? Pentru cosinus, nu? Și B pentru sinus sau invers? Poftiți? AN e pentru sinus și B pentru cosinus. Da? Sau nu sunteți siguri? Ce spune, de exemplu, unde folosiți dumneavoastră acest lucru? Dacă aveți o funcție periodică, se spune, nu? Ce înseamnă o funcție periodică? Dacă T ar fi perioada funcției, înseamnă că f de t este egal cu f de t plus t mare. Corect? Asta înseamnă funcție periodică. De regulă, aceste funcții periodice sunt niște unde. O undă este caracterizată de două elemente principale, care? Amplitudinea și frecvența, care este omega, corect? Și atunci ce spune, de exemplu, această dezvoltare Fourier? Cum pot eu să scriu funcția f de t? Ia să vedem. Cine se ridică și îmi spune clar, răspicat, cum pot eu să scriu această funcție f de t? Așa, ia, ridică-te și spune. Mai și ridic? Nu te mai chiriști în altceva așa, zic. Media funcției f de t
valoarea V de F de F supra 2, F de T supra 2. Păi asta nu e nimic. E o funcție, F de T, las-o așa, că pot cu 2 ăla să mă joc. A0 pe 2. Plus 1, deci A0 pe 2. A0, lasă-l A0 așa. Plus 1. Da. De la I egal cu 1, cu 1 sau N egal cu 1 până la K, să zic, A, din cine? A indice K. Așa. Sinus. A N, pentru că N-ul ăsta este așa, sinus de N omega plus T, nu? Sau cum e? Sau plus sau unde, da? Așa. Plus? Plus? Sumă, dar BN și... Așa, BN cosinus de N omega T, da? Unde N merge de la 1 până la K. Corect, în care AN și BN sunt coeficienții pe care dumneavoastră inscrizare. Acest lucru este foarte important. De ce este foarte important? Deoarece orice semnal periodic ai avea, îți iei o anumită perioadă și forma acestui semnal, să zicem că el este ceva de genul acesta, se poate obține prin suprapunerea unei sume de sinusuri și cosinusuri. De diverse lucruri, bineînțeles, cu frecvențele respective. Nu? Că astea sunt de la N egal cu 1, N egal cu 2, N egal cu 3, da? Sunt, cum se cheamă ele? Armonicele respective. Ce legătură credeți voi că există între această dezvoltare și magistrul? Există vreo legătură? Sau nu există nicio legătură? Dumneavoastră ați făcut aceste subiecte la electrotehnică sau electronică, în care acestea sunt niște semnale, nu? De regulă, da? De semnale electrici. Dar există vreo legătură între această dezvoltare a unei funcții într-o serie Fourier și Navier-Stokes sau Reynolds? Sau nu, nu este nicio legătură? Care este opinia voastră? Adică, cu alte cuvinte, ceea ce vreau eu să aflu de la dumneavoastră, dumneavoastră faceți câte examene aveți? 4? 5. Aveți 5 materii? Sau, de fapt, dumneavoastră aveți o singură materie și dați 5 examene despre același lucru? Vedeți vreo legătură sau nu? Întotdeauna când vin aici, m-am făcut transpirație. Din două motive. Un motiv este că atmosfera se încinge pe zi ce trece. În un motiv este că ne fiind două aerisire și dumneavoastră fiind destul de mult vis-a-vis de volumul sării, atunci temperatura crește. Ia să vedem. Există vreo legătură? Sau nu există nicio legătură? De exemplu, care este necunoscuta în ecuația Navier-Stokes? Necunoscuta principală. Care este? Viteză. Bun. Deci pe mine mă interesează să găsesc distribuția de viteze și distribuția de presiuni. De ce? Unde nebun? Pentru că odată ce cunosc în domeniul meu distribuția de viteze și de presiuni, pot să găsesc forțele ce acționează, de exemplu, pe suprafața solidă, care limitează curgerea. Și atunci pot să calculez forțele de rezistență la înaintare sau forțele portante,
cu ajutorul cărora proiectez diverse obiecte, de la mașini de curse până la dispozitive medicale. Corect? Deci ăsta este scopul. Din ceea ce știți voi, dumneavoastră, puteți să aveți o soluție generală a ecuației Navier-Stokes sau nu? Nu se poate. Deci nu există o soluție generală, adică să scriu așa o funcție pentru viteză și presiune pe care o schimb în funcție de configurație. Nu se poate obține. Prin urmare, la fiecare configurație trebuie să mă încăznesc printr-o metodă, fie analitică în cazurile foarte simple, fie numerică, în cele mai multe cazuri, să găsesc această rezolvare. Dacă mișcarea, de exemplu, este nepermanentă, deci dacă am acel termen de V la DT, de exemplu, cum dă pasărea din aer. Vă dați seama că aveți o anumită periodicitate, adică sunt foarte multe fenomene în care suprafața solidă care pune în mișcare un fluid are o mișcare de tip pulsatoriu sau periodic. De exemplu, am două plăci, să spunem discuri. Un disc are viteza V0. Celălalt disc se va roti la început cu o viteză constantă, dar apoi îi aplic o anumită oscilație. Între cele două suprafețe există un fluid. Fluidul are viscozitatea eta 0 și densitatea ρ. Fluidul aderă la suprafața solidă, pentru că aceasta este proprietatea fundamentală a unui fluid viscos. Prin urmare, viteza fluidului va fi și ea 0 pe placa staționară, dar pe placa de sus, acest fluid se va deplasa, să spunem, cu o funcție pe care eu o folosesc ca input. Să zicem că această funcție, dacă eu rotesc și desenez așa puțin în perspectivă, eu pot să rotesc stânga-dreapta cu un anumit unghi. Corect? Așa. Pac, 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 pac. Să zicem că acest unghi este un unghi gamma care are forma gamma 0 sinus de omega t. Cine este gamma 0? Gamma 0 este acest unghi, vedeți? De aici. Care poate fi mic sau poate fi mare. Cine este omega? Omega este frecvență. Corect? Și eu vreau să găsesc o soluție a mișcării în acest spațiu, să spunem, de distanță h mic. Aici este o distanță h mic între cele două discuri. Discul având, să spunem, o rază R mic. R mare. R mic din raza curentă. Este evident că răspunsul materialului va fi tot de o formă periodică. Nu știu dacă va fi sinus, dar de regulă, dacă voi rotiți cu omega așa, ceea ce puteți măsura, de exemplu, este momentul de frecare. Nu? Că este un moment de frecare acolo, deoarece discul superior este în contact cu un fluid viscos și atunci el începe să se frece. Prin urmare, dacă acesta este un input, ca output, să spunem, am un efort de frecare și el este sub forma sigma 0 sinus de omega t plus un unghi, delta de defazare. Sinus de omega t plus un delta, acesta ar fi un output.
Aveți dificultăți în a înțelege acest experiment? Uite, poți să faci așa. Pui aici să pun lichid și încep să treci așa. Cu o anumită frecvență. Bineînțeles, îți dai seama că ai o anumită forță exercitată în brațul tău. Dacă vrei să rotești din ce în ce mai repede, normal, forța este din ce în ce mai mare. Este ca și când ai un extensor, nu? Pui așa și vrei să faci așa. Da? Și crește amplitudinea și vezi că trebuie să tragi mai tare. Până poți să păstrezi amplitudinea constantă și faci așa, modifici frecvența. Și atunci tu vei avea două semnale. Este un semnal de input care are forma de sinusoidă perfectă. De ce este o sinusoidă perfectă? Pentru că o impun. Și ceea ce măsor, să zicem că măsor tot o sinusoidă, dar puțin defazată. În prima fază, să zicem că vine așa. Deci eu voi avea aici un punct delta de defazare. Iată, deci, una din mișcările pe care vom vedea noi pe semestrul 2, poate nu cu toată lumea, cu unii dintre voi, este folosită pentru măsurarea viscozității în dispozitive denumite reometre rotaționale. Mișcarea de rotație între două plăci. Cu alte cuvinte, în domeniul meu, în acest caz, cine este domeniul meu în care se aplică ecuația Navier-Stokes? Este domeniul cuprins între cele două plăci, raza R mic este de la 0 la raza R mare și cota Z de la 0 la H mic. Corect? Ăla e domeniul. În domeniul meu, cum credeți că va fi viteza? Ca formă. Evident, va fi o funcție în orice punct al domeniului, o funcție periodică. Pentru că dacă inputul meu este de tip periodic, se presupune că și outputul în fiecare punct, dacă nu avem sisteme foarte complicate, va fi periodic. Prin urmare, este de bun simț să faci ipoteza că distribuția mea de viteze care verifică sistemul de ecuații Navier-Stokes este de forma funcției F. Tot de bun simț, atunci este următorul mecanism. Eu știu că indiferent de ce formă F am, această formă poate fi scrisă sub forma acestor sume. Deci mie ce îmi rămâne de făcut? Iau viteza B sub forma acestor sume, o introduc în ecuație și fac derivate. Corect? Ce îmi va rămâne mie din această ecuație? Din această ecuație îți vor rămâne ție acești coeficienți. Care sunt niște constante. Pentru că aici sinusul îi faci derivata, dar aici sunt niște coeficienți. Și atunci sistemul tău Navier-Stokes se reduce de fapt la a calcula valoarea acestor coeficienți. Care introduși în această relație, care relație introdusă Navier-Stokes verifică ecuația Navier-Stokes dar și condițiile la limită impuse. Revin? Sau aveți întrebări? Sau nu aveți întrebări? Cam apatic așa la început de aia. Probabil activitățile tubului digestiv au fost așa de intense încât v-au tulburat neuronii. Nu? Cam așa este judecata, vedeți?
Deci aceasta, ce am explicat eu, este o metodă numerică de rezolvare a unei ecuații. Fundamentul constă că, indiferent de forma necunoscutei mele, eu pot să o scriu în această expresie, dacă însă am o periodicitate, o frecvență asociată. Deci nu sunt distanțe enorme între cursurile pe care dumneavoastră le faceți la electronică sau electrotehnică sau eu mai știu ce, și mecanica fluidă. Dacă tu știi metoda Fourier, să zicem transformată Fourier sau semi-Fourier, atunci tu poți să rezolvi problemele din mecanica fluidelor, din electricitate, din teoria sistemelor automate și așa mai departe. Ăsta este avantajul. Nu trebuie să le priviți separat. Încercați ușor, ușor să aveți un tot. O viziune comună asupra materiilor pe care dumneavoastră trebuie să le promovați. Dar ce legătură există, de exemplu, între acest caz pe care l-am discutat aici și ecuația Reynolds, după voi? Ce înseamnă film subțire în acest caz? Cine este, cum definiți voi filmul subțire aici? La o astfel de geometrie care este o geometrie simplă. H mult mai mic decât E. Poftiți? H mult mai mic decât E. Așa. Evident, dacă H este mult mai mic decât R, atunci se poate aprecia că filmul, distanța respectivă, este un film subțire. Nu este însă suficient întotdeauna, pentru că nu poți avea aici H-ul dă dimensiunea caracteristică a mișcării. Și atunci, dacă ai H de un metru, cât ar trebui să fie raza? Și vezi că din calcule trebuie să fie o rază de câțiva kilometri. La un H de un metru. Ca să se poată obține ipoteza filmului subțire. Cu alte cuvinte, trebuie și acest H să fie de regulă o valoare mică. Una este însă să ai o geometrie cu un H de 10 microni și raza este de 20 de microni. Ăsta e timp subțire. Nu este. Pentru că raportul nu este mult mai mic decât unul. E un raport de 1 pe 2. Dar dacă la H-ul meu de 10 microni am o rază de, să spunem, 100 de milimetri. Păi, dintr-o dată observați distanța. Diferența. Și atunci primul e subțire. Dar eu dacă v-aș întreba ce înseamnă de fapt un film subțire în acest caz, adică în mecanica fluidelor, cum îl definești tu mai exact? Așa poți să-l spui, dom'le, distanța foarte mică pe o direcție. Acest lucru ce implică? Să nu vedem și să vedem să o simt. Sigur, acum că nu vezi tu, e una, dar dacă ai un microscop foarte bun, îl vezi. De simțit, unii mai sunt nesimțiți. Și eu nu simt atât. Da. Deci nu e chiar așa. Nu. Să ne păstrăm în sfera inginerească. Ce ar lipsi în cinematică? Nu? Noi avem o cinematică a mișcării. Ce înseamnă cinematică a mișcării? Practic, câmpul de viteze. Într-un film subțire avem o cinematică normală, generală, sau o cinematică a mișcării particulară, dacă filmul este subțire? Ce puteți să spuneți? Foarte bine. Vezi, s-a fost un nu se mai duce în sus, dar nu se mai duce nici în jos.
acum traduc pentru un student. Una din direcțiile vitezei se deplasarea pe X3. Zi! Deplasarea pe verticală, pe direcția verticală a vitezei se panelează. Zi! O calitate a unui inginer este să fie capabil să se exprime. Ideea pe care tu o ai este corectă, numai că formularea suferă. Filmul subțire, ceea ce ai spus tu, eu interpretez în felul următor. Am două componente de viteză, pe direcția X1, să zicem, și pe direcția X2, însă pe direcția X3, viteza, practic, este 0, dacă plăcile sunt fixe. Corect? De exemplu, dacă vă închipuiți dumneavoastră placa de jos și placa de sus paralelă cu aceasta, dar la mărimea aceasta distanța este de 1 mm, o particulă trebuie să fie tembelă. Să vrea să se ducă în sus. Sigur, în România pot să neg acum. Dar vorbesc în general. Adică integrez în lumea asta, exclud anumite zone și în general atunci particula nu va avea decât două componente de viteză. Mare. Sigur, există câteodată când H-urile nu sunt chiar paralele, inevitabil, ci niște componente pe Z. Să zicem că aceasta este axa Z, însă ele sunt infinit mai mici decât cele două componente de viteză. Iată cum o definiție de natură geometrică induce o anumită restricție cinematică. Și observați un lucru interesant când am vorbit de filme subțiri, deci de ecuația lui Reynolds, vedeți, acolo nu va apare niciodată X3. O să și asta văd, trebuie să spună, văd ce dracu nu apare X3. Astea sunt întrebări de examen, așa, când văd pe unul care oricum pică, zic, bă, hai să-l întreb o chestie de asta. În ideea că dacă are o străfulgerare de inteligență, îl trec. Și zic, bă, e posibil așa? Unde? De ce ai uitat să treci X3? Așa mă întreb. Și tu încep să tremuri așa și bă, că s-am ieșit. Bă, compilați idei. Nu? De exemplu, e un caz tipic. Veți vedea la mișcări de rotație, la mișcări de tip Cowell, că distribuția de viteze este independent staționară, este independentă de mărimea viscozității. Și atunci întrebarea mea la student, văd distribuția de viteze și vă întreb, e bine mă, dar viteza nu depinde de viscozitate? Adică frece aerul sau frece apa, e același lucru. Și tu te spui în clipa aia și dai un răspuns că ai făcut o greșeală. De fapt, n-ai făcut nicio greșeală. Pentru că distribuția de viteze în cazul respectiv nu depinde de viscozitate. Momentul de frecare depinde de viscozitate, nu distribuția de viteze. Vedeți ca și aici. Deci acesta este un film subțit. Și mai mult. Dacă vă uitați în această ecuație și nu am eu speranța că vă aduceți aminte de ce am spus eu acum 3 săptămâni, nici presiunea nu variază pe direcția X3. E foarte important pentru că acest lucru implică un anumit mod de rezolvare, nu? Presiunea variază așa, variază așa, pe cele două direcții pe care are loc deplasarea, dar nu pe o direcție normală. Și pe X3 nu variază. Însă când ai pe X3, variază cine? Distribuțiile de viteză. Evident că distribuția de viteză V1 și V2 va fi 0 pe placa fixă, o anumită valoare pe placa mobilă și atunci ai o variație. Dar nu presiune. Revenim acum, de fapt,
de unde am plecat. Hai să vedem împreună ce ipoteze trebuie să inducem pentru a obține din ecuația Navier-Stokes relația lui Reynolds. Condiție inițială. Condiția inițială este ca dumneavoastră să știți simbolul. Nu este trivial, am observat. Și vă întreb. Sigur, este o întrebare retorică, că nu pot să vă iau pe rând pe toți. Dumneavoastră băgați mâna în foc că înțelegeți toate simbolurile scrise pe tablă și semnificația termenilor? Aceasta este prima întrebare. Deci trebuie să vezi în spatele, de exemplu, cine este Benică? Cu accidenți, nu orice accidenți. Care accidenți? Asta este o forță masă, da? Deci, de regulă, Benic, cine este în practica zilnică? G. Da? Și acum eu vă pun o întrebare. De ce Benic sau G nu apare în această ecuație a filmului subțir? Voi ce mi-ați răspunde la această întrebare? De ce? Tu ce zici? Că te uiți la mine așa, e o poziție de pictură. Zic, de ce nu ați apare G mic în ecuația lui Reynolds? Sau V, adică V e G. Poftim? Corect. Foarte bine. Filmul fiind subțire, cantitatea de substanță este neglijabilă. Dar nu ai mii de forță de greutate. Nu aia este treaba. Este ca la noi, adică noi nu avem infrastructură și vine unul, domne, fundamental este conexiunea tecuci pe urei. Eu nu spun că nu e importanță tecuci pe urei. Dar forma tale o autostradă până la Brașov. Întâi. Cam așa se pune problema. Foarte bine. Mergem mai departe. În clipa în care eu am scris divergență de V egal cu 0, ce informație se ascunde în spatele acestei relații care reprezintă relația de continuitate? Cum este fluidul meu? A zis cineva incompresiv. Corect. Ce este un fluid incompresiv? Are densitate constantă. Eu nu pot să fiu lângă dumneavoastră când învățați. Este peste poate. Orice clonare aș face, nu se obține un rezultat acceptabil. Dar așa trebuie dumneavoastră să învățați. La acest examen. Îți pui de fiecare dată aceste întrebări. Înțeleg ce este acolo sau nu înțeleg. Mergem mai departe. Observați că, datorită faptului că nu ți apare de forța masică, în această relație a lui nu ți apare rog. Nu? Nu vezi? Dar ce constantă de material apare în Reynolds? Care este eta. Care e forța de viscozitate aici? Uite. Cine știe ce reprezintă acest simbol? Adică derivate de ce ori? Corect. Uite, lucrurile merg. Nu că la un curs cu ani în urmă, tot scriam eu asta și odată ăsta din prima bancă, zice, domnul s-a făcut o greșeală, până acum a scris că era la început triunghiul cu vârful în jos și de acum l-a spus cu vârful în sus. Eu disperat? Bineînțeles că totdeauna te duci pe greu la care zici să-l pocărzi. După care am observat că era cel mai deștept. Pentru că a pus o întrebare, adică el și-a dat seama că ceva nu e în regulă. Ceilalți copiau copy-paste. Adică ea nu-și puneau întrebări. Bun.
Foarte bine. Și acum pun eu o întrebare cu skepsis, cum se spune. Am înțeles că densitatea nu-i prezentă în ecuația asta pentru că forța masică se poate neglija. Dar densitatea mea apare și în forța de inerție. Vedeți? De ce în acest caz, nu legată de pic, de ce nu apare această densitate în cazul acesta? Care este răspunsul dumneavoastră la această întrebare? Care e răspunsul tău sau al doilea? Nu? Așa că ai făcut-o... Niciodată n-ajung la băieții aia din spate acolo să mă crezi. De ce? Pentru că mișcarea este permanentă și trebuie să aducă egal zero. Deci tu nu mă întrebi, adică niciodată într-o afirmație de acum înainte să nu conțină afirmația, să nu conțină o întrebare. Adică tu ai început bine afirmația ta, dar ușor, datorită nesiguranței, ai transformat-o în întrebare. Eu v-am mai explicat chestia asta. Când răspunzi așa, orice n-ai nicio responsabilitate. De ce? Ești cumva, așa, sigur, în zona. Adică dacă se joacă, nu știu cum era jocul ăla, se spune că e cap. Nu e risc. Nu știu. Cum era jocul ăla? Cum se chema? Așa, cu ghicitori. Ia să vedem. De ce? Este evident, înseamnă că dacă mie, vedeți, în acest caz, densitatea este asociată accelerației, adică ceea ce doar numim noi forță de inerție. De ce forța de inerție nu apare în aici? Este evident că nu apare aici. Corect? Pentru că dacă ar fi o părticică din această forță de inerție, ea în mod natural este asociată densității și, pac, te-ai trezit cu densitatea în această relație. Prin urmare, drept consecință, dacă am o minte analitică, pot să afirm că acolo am neglijat forța de inerție. Am acest drept? Pot eu să neglijez forța de inerție sau nu? Dacă am făcut-o, de ce am făcut-o? E vreun răspuns? Așteptam să văd dacă bătăile sunt periodice, nu? Ca să le dezvolt în serie furie. Dar s-a oprit. Nu trebuie să exagerez. Ia să vedem. Voi ce spuneți acum? Uite, roșcat. Păi ești roșcatul de la natură, te-a mai întrebat. Zi! De ce? Adică vă puneți întrebări când dumneavoastră lucrați sau vă pregătiți la un examen sau la o materie. Vă puneți de regulă astfel de întrebări sau nu? Tu spui? Și? Cum găsești răspunsul? Răspunsul este undeva, bineînțeles, în cursurile trecute. Întrebare ajutătoare. Cheamă-ți un prieten. Și aduce cineva aminte când s-a făcut adimensionalizarea ecuației Navier-Stokes. Ce înmulțea forța de inerție? Ce mărime înmulțea forța de inerție? Adică asta de aici când s-a făcut adimensionalizarea. Și aduce aminte cineva? Numărul lui Reynolds. Ce reprezintă numărul lui Reynolds? Semnificația numărului Reynolds este forța de inerție supra forța de plecare viscoasă. Da? Adică după ce înlocuiești asta, în cazul de față, să spunem, ar fi rho vh supra eta 0.
De exemplu, dacă H este dimensiunea spațială, dacă e diametru, e D. Dacă altă poate să fie rază hidraulică sau altă. Vom vedea ulterior. Cu alte cuvinte, când se adimensionalizează sistemul de ecuație, Navier-Stokes, în partea stângă, termenul de accelerație este asociat numărului Reynolds. Dacă eu neglijez forța de inerție, cum este numărul Reynolds? Foarte mic. Nu? Pentru că eu mă uit aici. Dacă forța de inerție este foarte mică, numărul Reynolds devine foarte mic, să spunem că plecarea rămâne pe poziție. De ce la filmele subții forța de inerție, respectiv numărul Reynolds, este foarte mic? Ce mărime îmi dă mie această valoare a numărului Reynolds la filme subții? Ăsta e de ordinul micronilor în aplicațiile industriale. Și atunci, dintr-o dată, să presupunem că am un ulei, sunt un ulei dacă ăsta e 10 la 3 și ăsta ar fi 1, deci aici am 10 la 3, însă ăsta este 10 la minus 6, ca ordin de mărime. Vedeți? Și atunci se obține faptul că numărul Reynolds îl pot considera, la filme subțiri, în multe cazuri, mult mai mic decât unul. Prin urmare, inerția o pot neglija. Atunci, la ce se va reduce sistemul de ecuații Navier-Stokes dacă acest termen este 0 și, evident, și acest termen este 0? Dar asta nu mă încurcă prea mult. Se reduce la ceva de forma gradient de P este egal cu eta 0 la Laplacian de V, un anumit semn.